El face mai mult decât să traverseze canalul Mânecii, el realizează spectacole extraordinare. Aici vedeți un zbor în formație cu o pereche de avioane pe aripile cărora sunt două domnișoare care zboară și ele, cum să zic eu, captiv. Să vedeți ce frumos se întâmplă lucrurile. Iată. Practic depășește formația de avioane. Cred și în acest caz că ceea ce vede Yves Rossi este ceva care are darul să-ți umple inima de o mare bucurie. Avem și un film de pe site-ul Jetman. Filmul este acesta. Părere aveți, dragii mei, prieteni? Nu-i așa? Ar trebui cât mai mulți dintre noi să ne putem bucura de asemenea senzații, de asemenea zboruri.
aripile pe care le-ați văzut nu sunt niște aripi uriași, ați văzut și dumneavoastră. Au învergura de 2 metri și cântăresc cu combustibil și cu fumigenele alea care marchează traseul 55 de kilograme. Fără combustibil cântăresc numai 30 de kilograme. Folosește un combustibil simplu, un kerosen. Încearcă acum să treacă pe bio combustibil, pe un soi de bio kerosen. Și, mă rog, mai este, se folosește un ulei care, cu care se amestecă combustibilul pentru a lubrifia întreaga instalație. Iată, o idee care putea să vină mai demult. Dar trebuie să existe acești oameni, acești entuziaști, acești Jules Vernieni, cum le zic eu, care să împingă lucrurile mai înainte. Nu știu dacă va evolua mai departe, nu știu dacă vor apărea sisteme mai ușor de pilotat, accesibile oricui. Trebuie să ai destul de multă experiență ca să stăpânești mașinăria pe care o stă mai devreme. Și ce vreau eu să vă spun este faptul că el se și joacă. Este o formă de joacă ceea ce face Rossi. Face și puțină acrobație cu această mașinărie de zburat, să-i spunem noi. Practic, de curând, a executat chiar și un looping. A sărit dintr-un balon, iată balonul din care a sărit, și așa cum veți vedea în continuare, va executa un looping excelent. Dragi prieteni, el a vrut să facă și un zbor intercontinental anul trecut, din păcate n-a reușit, condițiile meteo nu i-au permis, dar a mai făcut ceva, respectiv a zburat deasupra canionului Colorado, Marelui Canion. Am câteva poze, ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar totuși cred că trebuie să le vedem. Iată-l părăsind elicopterul, iată-l zburând deasupra canionului. Nu știu ce comentarii să mai fac. Dragii mei prieteni, nu reușesc să-mi găsesc cuvintele, vă rog să mă iertați. Sunt momente în care subiectul pe care îl abordez mă împiedică cumva să mai rostesc cuvinte. Pentru că orice aș spune eu zugrăvește prea puțin din ceea ce simt în clipa respectivă. Da,
Zborul este în genele noastre. Și ar fi frumos cât mai mulți dintre tinerii români să practice sporturile acestea, sporturile care te ridică frumos de la pământ. Am să fac o emisiune la un moment dat și despre planorism. Și acolo e frumos. Trebuie să închei aici scurta mea emisiune. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Român. Să fiu avocat. O să fiu arhitect.